Bun. Primul exercițiu. Ni se dă următorul polinom F egal cu x la a patra minus x la a treia plus ax pătrat plus bx plus c aparținând primii numerelor reale f de x. Și avem punctul A. Dacă A egal cu C egal cu 1 și B egal cu minus 1, să determinăm câtul și restul împărțirii polinomului F. F împărțit la x la 3 plus 1. Câtul egal cu cât? Asta e punctul. Da. Păi înlocuim A-ul și C-ul și B-ul aici. Da, păi nu, F devine. F devine. X la a patra minus X la a treia plus X pătrat minus X plus 1. Minus X, da. Minus X. Plus 1. Plus 1. Da. Bun. Trebuie să împărțim la x la 3 plus 1. Uh-huh. Facem împărțirea, schema cu împărțirea. Da, da. Avem x la 4 plus x la 3 plus x la 2 minus x plus 1 și x la 3 plus 1. Până la x la 4 o să împărțim cu 1 cu x. Da. Și avem minus x la 4. Aici lăsăm spațiu, lăsăm spațiu, minus x. Minus x. Adunăm, aici se reduc și avem minus x la a treia, plus x la a doua, minus 2x. Coborăm pe motorul. Da, plus 1. Plus 1. Și începem de nou. Ca să ajungem la minus x la a treia, mulțim cu minus 1. Corect. Și ar veni x la a treia. X la 2 nu este și nici 2x și ar veni plus 1. Da. Da. Se schimbă. Iar dacă adunăm, aici nu vine nimic și avem x la 2 minus 2x. Acesta este totul și acesta este restul. Deci C de x este egal cu x minus 1, iar R de x, restul, minus 1, x pătrat, minus 2x, x și atât. Plus 2. Plus 2, da. Așa. Punctul B. A fost ușor. Sigur. Așa. La punctul B avem așa. Determinat AB și C, astfel încât restul împărțirii lui F la x pătrat plus 1. F împărțit la x pătrat plus 1. Și conduc la restul R de X. Restul 1, R1, primul rest, va fi X. Iar restul împărțirii lui F la X minus 1 este R2, este minus 1. Da. Păi, E... F egal cu... era teorema împărțirii cu restul. Da. De F egal cu scrin. F egal... De împărțitul, dacă vrei scrin de împărțitul, egal împărțitul, oricât plus restul, nu? Da. Da, de împărțitul, plus restul. Așa. F egal cu x pătrat plus 1, nu? Da, ori C1 de x. Ori C1 de x. X plus x. Iar altă dată, F egal. Va fi egal cu x minus 1 ori C2 de x minus 1. Minus 1, că restul e minus 1, da? Da. Minus 1. Asta e adevărat pentru orice x real. Da. Deci, relația asta, relațiile sunt adevărate, indiferent. Da. Dar F este, este o expresie în x. F de x, poți să spui. Da. Da? F de x. Polinomul F este
putem să-i gândim funcția atașată polinomului, da? Deci da. Putem zice funcția polinomială f de x. Așa cum zic, cât este un polinom în variabila x la f de x, da? Adevăr pentru orice x, da? Da, păi și atunci ar trebui să luăm ăsta și să împărțim o dată la asta. Da. Hai să scriem pe f de x. În loc de f de x, pui exact ce este f de x. Deci vine x pătrat. Așa. Scriem cele două relații. X la a patra. Da. Deci x la a patra, așa scrie. X la a treia. Minus x la a treia. Plus ax pătrat. Plus bx plus c. Egal cu x pătrat plus 1. Așa scrie, da. X pătrat plus 1 ori ce 1 de x. Plus x. Plus x. Și odată... X la a patra, al doua variant, x la a patra. X la a patra minus x la a treia plus ax pătrat plus bx plus c va fi x egal minus 1. Cu x minus 1 pe lângă orice 2 de x minus 1. Minus 1. Asta e adevărat pentru orice x real, da? Da. Hai să anulăm câtul. La câtul anulat înseamnă x pătrat plus 1 pentru prima dată. X pătrat plus 1 egal 0. Da. Rezultă că x pătrat egal cu... x pătrat egal cu minus 1. Hai să mai facem... Nu. Hai că e deșteaptă chestia. Să vezi ce deșteaptă treabă faci. X pătrat egal cu minus 1, da? Da. Deci peste tot unde vedem x pătrat punem minus 1. Hai să mulțim în relația asta cu un x. Cu x, x la 3 egal cu minus x. Hai să mulțim cu încă un cu x. Și vine x la 4. X la 4 egal cu minus, minus x la 2. Iar x la 2 era egal cu minus 1 și vine 1. 1. Și vine minus minus 1, 1. Și acum în relația, în prima relație facem. Deci în prima relație... Aici... Da. În loc x la 4 punem... În loc x la 4 punem 1. Plus x. Deci plus x, da. Plus a... Nu, minus a. Minus a, da. Minus a. Apoi plus bx, adică... Rămâne plus bx. Da, plus bx. Plus c. Plus c. Egal cu... Egal cu... x pătrat, adică minus 1 plus 1 va fi 0, orică așa, egal cu x. Egal cu x. Am găsit restul de dat. Asta e deșteaptă chestie. Da. Deci echivalent cu, hai să mergem, echivalent cu. Facem pe x. X pe lângă. X. Pe lângă 1 plus b, sau b plus 1. Da. X pe lângă b plus 1. Plus. Plus. C minus A plus 1 plus C minus A plus 1 egal cu, de fapt, egal cu X. Egal cu X plus 0. Poți zice așa. Da. Și când două polinomii sunt identice? Dacă au... coeficienții gradelor egal, nu? Gradelor egal, da. Adică, ci la X, X două puncte, identificăm pe X. Înseamnă B plus 1. Să fie egal cu coeficientul X din partea cea plus 1. Atunci B-ul va fi 0. Deci B-ul egal cu 0, da. Și X la 0, adică termen liber. C minus A plus 1 egal cu 0. Corect, C minus A plus 1 egal cu 0. Adică C minus A egal cu minus 1. O relație în A și C. Avem pe B egal cu 0, nu? Da. Din prima relație am muncit fără. Acum să ne luăm de a doua relație. În a doua relație să facem, ia să spunem tu pe cine să faci în a doua relație, pe cine, pe cine. În a doua relație. O ai scris acolo. Da. X la 4 egal cu x minus 1 pentru că C2 de x minus 1. În a doua relație ce să faci? Pe x să-l facem cât crezi tu? Anulăm câtul totdeauna. Da, și va fi x egal cu 1. Așa. Deci x minus 1 egal 0. Știi, adică x egal cu 1, da.
Și relația, dacă x egal cu 1, x egal cu 1, atunci și atunci, x la 4 și x la tot o să fie 1. Simplu, da? Da. Deci în loc de x la 4 cu 1, x la 4 egal cu x la 3 egal cu x la 2 egal cu 1. Exact. Așa, și avem 1 minus 1 plus a plus b plus c egal cu 1 plus 1, 2. Unde e 1 plus 1? 1 minus 1. Da. Unde, dar unde e o istorie? A, da, la a doua. Jos, da. Așa, minus 1. Egal cu minus 1. Echivalentul. Lucrăm. Pe 1 cu minus 1 s-a plus. A plus B plus C. A plus B plus C. Egal cu minus 1. Dar pe B îl știi că este 0. B egal cu 0. Și atunci vine A plus C. C egal cu minus 1. Și A e C minus A egal cu minus 1 pe de altă parte. Da. Mulțim prima cu minus 1. Da, ce urma așa cum sunt acolo aduni și te aduni și îți duci A, da. A-ul și vine 2C. Așa vine? Da. 2C egal cu minus 2. C egal cu minus 1. Și atunci A-ul va fi 0. 0. A egal cu 0, B egal cu 0 și C egal cu minus 1. Ce ai învățat aici? Hai să spunem, ce șmecherie? Păi cum se transformă relațiile? Adică se folosește în teorema împărțirii, în teorema împărțirii cu rest, anulez câtul de fiecare dată, asta e șmecherie. Da. Faci câtul egal cu nu, împărțitorul egal cu 0. Împărțitorul egal cu 0 și totul merge. Că dai peste rest. Identifici, merge foarte bine. Mai e un punct? A, B? Nu, a fost A și B. La 5 un singur punct, la 11, mă rog, la 3 lea o să fie 3. Așa. Deci, mergem la? Exercițiul 5. La 5 ai sărit? Nu, așa mi-a dat din legile. Da. 4, 5 și 11. Asta a fost exercițiul 4, da? Da, asta a fost. Determinant A, B, C, care împărțim numărul complexe. Știm că resturile împărțirii polinomelor A, B, C, lui C, da? Da. Și numărul complexe, da. Știm că resturile împărțirii polinomelor F egal cu AX la 3A plus BX pătrat pătrat plus cx plus 4 care aparține lui r de x. Restul deci, împărțirii este un polinom cu coeficienți reale aici? Deci când da. Zici r de x, păi da, când zici r de x înseamnă că a, b, c sunt în r. Sus le zici complexe. Păi da, așa e să scria legile. O prostie. Nu poate să fie un polinom. Da, să fie. ABC spui complex și acum polinomul ăsta sunt coeficienți reale. Că scrierea R de X înseamnă că este invariabil la X, polinomul invariabil la X cu coeficienți din R. Și că mai sus mi-ai spus din C. Da. E o contradicție. Alo. Dacă acum sun eu acum la el și eu probabil nu a ajuns încă. Da? Bine. Ajungi la poartă acum, să te așteaptă acolo. Hai. Bine. E
deci AX la 3 plus BX pătrat plus CX plus 4. L-am pus și pe asta din C. Probabil asta a fost stricul. Deci F împărțit la X, X minus 1. Restul 1 egal cu 0. F împărțit la X, X minus 1 conduce la restul R 1 egal cu 0. Și F împărțit la X minus I conduce la restul R 2 egal cu 0. Bun. E o contradicție, dar înseamnă că nu în R de X, ci în C de X, trebuia să spunem. Ca să nu mai fac. Determinanța aveți și ce? Bine. Da. Păi dacă restul e doar cu 0... Spune un termen împărțit cu restul, nici nu te prindem. Deci AX la 3, tot dată, acum știu. X la 3 plus BX pătrat plus CX plus 4 egal cu... Egal cu cine? C1 de X plus 0. Egal cu X minus 1. X minus 1. Ori? Ori C1 de X. Așa, ori C1 de X. X. Și 0. Plus 0, da. Da. Și apoi AX la 3 plus BX pătrat plus CX plus 4. Da. Va fi egal cu X minus I. Da. Pentru C2 de X plus 0. Plus 0. Asta e adevărat pentru orice X. Da. Real. Sau X din C. Da. N-are importanță. Chiar din C. Și acum să facem pentru X egal. Pentru X egal cu 1. Pentru prima da. Reacție. Avem. Avem A plus B plus C plus 4 egal 0. Corect. Adică e echivalent, vă spune că A plus B plus C. A plus B plus C. Egal cu minus 4. Corect. Prima relație. Așa. Pentru X egal cu I. Așa. Egal cu I. Ar veni I minus A ori I. I la 3 acolo. Da, da. Minus A ori I. Minus B. Că deci, I la a doua. Da, I la a doua, cât face I la a doua? I minus 1. Minus 1. Deci minus B. Minus B. Apoi, plus C ori I. Da. Plus 4. Egal cu 0, da? Egal cu 0. Așa. Echivalent cu? Echivalent cu... Am putea să dăm factor cu un din BI, din... Să organizăm ca un număr complex. Da. Mai întâi, deci... A, 4 minus B. Da, 4 minus B. Minus B. Egal, nu. Plus I pe lângă. I pe lângă C minus A. Da, egal cu 0. 0 plus I ori 0. Da. Echivalent cu? Băi, este egal dacă 4 minus B egal cu 0 și da. C minus A e egal cu 0. Și C minus A egal cu 0. B egal cu 4. B egal cu 4. Și atunci C minus A egal cu 0. C egal cu A. Da, C egal cu A. Și atunci... Și mai adăugăm că A plus B plus C. A plus B plus C. Egal cu minus 4. Știi că avem da. Asta. Și înlocuim. Pe B cu 4 și vine A plus C. A plus C egal cu 0. Plus 4, 4 egal cu... Nu, nu, A plus C egal cu... Păi da, aducem 4 în parte cealaltă. Păi dacă... Egal cu minus 8 atunci. A, dacă e minus, da. Da, egal cu minus 8. Și K egal cu C. Înseamnă că 2A da. Egal cu minus 8, A egal cu... minus 4. C egal cu minus 4. A egal cu C cu minus 4 și B egal B-ul cu 4. Și B va fi cu 4. Asta am terminat. E greșit asta. Din nou, fost teorema împărțirii cu rest. Da. Și poanta asta. Faci împărțitorul egal cu 0 și ce devine relație. Da. Ai pus mâna pe rest. Și
și mai mult exercițiu de 3 secunde. Da. Deci să zicem... 11, exercițiu 11. Avem așa, polinomul F egal cu AX pătrat plus BX plus C aparțin lui R de X și AB și C aparțin lui Z. E bine, nu? Da, deci numele e întregi. Da. Punctul A avem așa, arătați că F de 3 minus F de 1 este par. Adică să scriem ca un număr de forma 2K. Nu? Da. Și înlocuim F de 3X-ul cu 3, așa? F de 3 minus F de 1, deodată, F de 3 minus F de 1. Egal cu? Egal cu our 9A plus 3B plus C minus A minus B minus C. C cu C se reduc și va fi egal cu 9A minus A 8A 9A minus A? A, da. 8A plus 2B. Da. Și 2 pe lângă 4A plus B. Și atunci este 2K, nu? 2K. Este un număr par. Egal. 2K. Punctul B. Arătați că pentru oricare ar fi X și Y aparținându-i Z, F de X minus F de Y este divizibil cu X minus Y. Adică să arătăm ca și cum am arătat aici, că este de forma 2K, să arătăm aici că este... X minus Y pe lângă ceva. Da. Și avem F de X minus F de Y va fi egal cu AX pătrat plus BX plus C minus AX pătrat, AY pătrat, minus BY, minus C. De aici dăm, scoatem pe C, C cu minus C, și de aici o să scoatem pe Y. A, un factor. Pe... Ai AX pătrat și BY pătrat, și AY pătrat. A, da. Unde ai AX pătrat și ai... și ai y pătrat. Spatem pe a. A. Și avem deci, a pe lângă x pătrat minus y pătrat. Da. Plus. Plus b pe lângă x minus y. Și egal cu? X pătrat minus y pătrat este x minus y pe lângă x plus y. Avem a pe lângă x minus y pe lângă x plus y plus b pe lângă x minus y. Da. Așa. Și atunci avem, dăm factorul cu pe x minus y. Da. Și va fi x minus y pe lângă a pe lângă x plus y tot parte de bucată plus b. Așa. Și este tot la x minus y. E clar că f de x minus f de y se devine la x minus y. Da. Și punctul ce? Determinați coeficientul polinomului f, știm că f de 1 este 4 și f de b este 3. F de 1 este 4 și f de b. Exact. Păi calculăm f de 1 și atunci din relația asta spun că a pătrat plus b. Și ce a pătrat? A. A plus B plus C egal cu 4 și F de B ar fi că AB pătrat. Cum AB pătrat?
F de B? Păi F de B. Așa e, F de B, nu F de 4. F de 1 egal cu 4 și F de B este 3. AB pătrat, da. AB pătrat plus B pătrat. Așa. B pătrat plus C egal cu 3. Aici dăm factorul cu 1 pe B, pe B pătrat. Avem B pătrat pe lângă A plus 1 plus C egal cu 3. Deci vine B pătrat pe lângă A plus 1 plus C, C egal cu 3, da. Și mai avem că A plus B plus C egal cu 4. O mulțime la minus 1. Da. Și ar fi că B pătrat pe lângă A plus 1 plus C egal cu 3 și minus A minus B minus C egal cu minus 4. Le adunăm. Da. Avem așa. C minus C. B pătrat pentru A plus 1 minus A minus B minus egal cu minus 1. Minus 1, da. Scoatem pe B factor comun. Nu? Și avem B pe lângă B pe lângă A plus 1 minus A egal cu minus 1 și nu te ajung nimic. Da. Deci minus A minus 1. Da. Ia să mai vedem o dată. Deci problema este AX pătrat plus BX plus C. Și astea sunt condiții F de 1 egal cu 4 și F de B egal cu 3, sigur. F de 1 egal cu 4 și F de B egal cu 3. Prima relația plus B plus C egal cu 4 și AB pătrat plus AB pătrat plus B pătrat pe B ori B plus C egal 0. Și F de B egal cu 3. Da. Să vedem aici dacă ne putem duce în astea două condiții. Circul KPC sunt din Z. Important asta. Da. Și am ajuns prin scăderea lor. Cum ne putem organiza noi cât să iasă. Hai să ducem totul în stânga, așa ar veni că B pătrat B pătrat pe lângă A plus 1 da egal cu A plus B plus 1 ar face A plus B minus 1, minus 1. Da. Ce se face noi? Am minus 1 acolo, asta mă enervează, nu? Adunăm 1. Dacă adunăm 1, nu? Ar fi B. Să ducem totul în stânga, ia să vedem. Deci adunăm un plus 1. Adunăm și scădem un 1 în partea dreaptă. Deci vine B pătrat lângă A plus 1. A, ca să iasă B pătrat minus 1. Așa, da. Plus A plus 1 minus B minus 2 ar veni, nu? Da. Plus B minus 2. Păi, dacă vine A, am adunat și am scăzut un 1. Plus A plus 1 plus B minus 2. Și pe A plus 1 ducem în stânga, echivalent cu B pătrat pe lângă A plus 1 minus B
pe lângă A plus 1, am dus la A plus 1, curpajul. Minus... Acolo trebuia să scazi, să aduni numărul 1. Și dacă vine A plus 1, da. Plus B minus 2. Da. Șterge de acolo, zice așa, A plus 1, plus B minus 2, este ca și înainte. Da. Și acum pe A plus 1 pune într-o paranteză și îl duci tot în stânga. Și vine B pătrat pe lângă A plus 1. Minus A plus 1. Egal cu B minus 2, da? B minus 2. Echivalent cu? Dă pătrat pe A plus 1. Da. Și vine A plus 1. A plus 1. Pe lângă B pătrat minus 1. Da. Egal cu B minus 2. Îl schimb ca B minus 1 pe lângă B plus 1. Da. A plus 1 pe lângă B minus 1 pe lângă B plus 1. A plus 1 pe lângă B minus 1 pe lângă B plus 1. Egal cu B minus 2. B egal cu B minus 1 minus 1. Da. Echivalent cu? Ducem pe B minus 1 într-o paranteză și o ducem în stânga. Aha. Și vine A plus 1. Pe lângă B minus 1. Pe lângă B plus 1 minus B minus 1. Da, egal cu minus 1. Egal cu minus 1. Îți dăm pe B minus 1 față. Da. Și vine B minus 1 pe lângă paranteză dreaptă. B minus 1 pe lângă A plus 1. B plus 1. Și apoi minus 1. Minus 1. Și da, minus 1. Da. Și cum ne întrebăm cât ori? Cât se facă minus 1? La mulțirea a doua. 1 și cu minus 1. 1 cu minus 1. Da. Da? Deci de acolo rezultă două variante. B minus 1 egal cu 1 și dedesubt. Obligator, A plus 1, pe lângă B plus 1, minus 1, egal cu 1. Egal cu 1. 1. A, prima egal cu 1 și alta cu minus 1. Păi da, așa. Cu minus 1. Sau? Sau, a doua variantă, B minus 1, egal cu minus 1 și A plus 1, pe lângă B plus 1, minus 1, egal cu 1. Egal cu 1. Asta e cazul 1, asta e cazul 2. Așa. Vezi cazul 1. B minus 1 egal cu 1, conduce la B egal cu 2. Deci, B minus 1 egal cu 1, deci B egal cu 2. Da. Și locuim a doua. Și locuim a doua, sigur. A plus 1, 3 pe lângă A plus 1. Deci 3 pe lângă A plus 1 minus egal cu 0. Cu 0. Și doar A plus 1 poate fi 0 și atunci A este minus 1. A egal cu minus 1. Și B este egal cu 2 și C va fi... C oarecare nu poate fi determinat, că s-au redus acolo. Sau ține ducem până în relație. Putem să ducem la A plus B plus C egal cu 4. Sigur că da. Atunci... Sau A plus B plus C egal cu 4, da. 2 minus 1, 1. Atunci ce va fi 3. Deci ce va fi 3, da? Nu mai urmărește. Deci am 2. Păi 2 minus 1, minus 1, 1 plus C egal cu 3, corect. Da. În cazul 2, da. Avea B minus 1 egal cu minus 1. Adică B egal cu 0. B egal cu 0. Și atunci dacă B egal cu 0, atunci A plus 1 egal cu 2. A plus 1 egal cu 2. A egal cu 1. Da. Și C-ul va fi egal cu 4 scăzut. 3. 1 egal cu 3. Gata. Atât, da. Da. Hai să vedem unde a fost. Ăsta a fost mai interesant. Da. Punctul C a spus. Putem să luăm de la început. A-ul a fost destul de simplu, da. De 3 minus de euro face par. Și B-ul la fel. B-ul a fost destul de simplu. Dar ce a fost important ca ABC sunt din Z? Da.
Pentru că trebuie să spun un lucru. Numai, acest, numai faptul acesta mi-a permis să zic cât ori cât să facă minus 1. Că dacă A, B și C erau fracții, da, nu mai avea nicio treabă. Sau erau numeri iraționale, raționale. Da. Nu. Numai întregi. De ce B minus 1 era un întreg? A plus 1 pentru că B plus 1 minus 1 este un întreg. Deci eu am urmărit să apară un produs de numere egal cu o constantă știută. Da. Și acum mă întrebăm cât ori cât să fac acel divizor în numărul acela. Deci aranjarea asta ultimă, A plus 1 pentru că B minus 1 pentru că B plus 1 pentru minus, unde a fost ultima aranjare? Pe aici l-am șters. Ai șters. Scrie încă o dată, că mă interesează asta. Deci am ajuns în final la B minus 1 pe lângă. Acolo sus. Aici. A, ce? B minus 1 în paranteză? Da. Altfel este aiurea. Da. Da, atenție. B minus 1 pentru că A plus 1 pentru că B plus 1. Minus 1. Minus 1 egal cu minus 1. Acolo, aranjarea de până acolo a fost super top. Pentru că pe dar drum... Dar am adunat și am scos un 1. Deci, tu ai punctajul B pătrat pe A plus 1. Da? Da. De acolo eu am alergat după A plus 1 acela. Și era numai A plus B minus 1. Da. Și am adunat un 1 și am scăzut un 1 ca să apare A plus 1 tot în stânga. Să scot pe A plus 1 un factor, apare B pătrat minus 1, B minus 1 pentru B plus 1, da, dar în dreapta e B minus 2. Da? În dreapta e B minus 2 și îl restric pe... Da? B minus 1. Ca deci, B minus 1 ducă în stânga și scoate factor. Deci a fost o construcție. Da? Da? Deci frumusețea ideii. Din momentul în care am văzut că A, B și C sunt din Z, mi-am focalizat atenția pe culoarul ăsta. Da. Însă trebuie să vă organizez un produs egal cu un număr și acolo sunt toate variantele. Și, și vezi cât ori cât să facă minus 1. 1 ori minus 1 sau minus 1 ori 1. Da. Două variante. Dacă ai fost minus 2, păi luam 1 ori 2, 2 ori 1, da? Minus 4. Toți divizorii și 1 ori 4, 4 ori 1. Deci asta spun, ultimul punct a fost mai interesant. Da. Altceva? La polinome nu mai. Dar fiindcă am deschis subiectul polinome, hai să vă gândim și noi ceva. Nu am acum eu la îndemână, dar... Ia scrie așa. Să... Să dă polinomul f egal cu x la a patra. Da. 2, 2x la 3 plus ax plus b. Să se determine a și b. Da. Să se determine a și b. Știind că f împărțit la la x minus 1 dă restul 2. Împărțit la x plus 1 dă restul 1. Teoria am împărțit și cu restul. Sigur că dacă x minus 1 egal cu 0, atunci x va fi 1. Da. Atunci avem 1 plus 2 plus a plus b va fi egal cu x minus 1 ori c 1, dar ar fi egal cu 2. Așa. Așa. Și avem a plus b va fi egal cu minus 1. Da. Așa. Și de aici x egal cu minus 1. Și avem minus 1 la a patra va fi 1. Minus 2 plus a plus b egal cu 1. Aici va fi minus 1 dus în partea cealaltă, aici va fi 2. Nu cumva e minus A plus B? Minus A plus B. Păi minus A, e plus A. A. Minus A plus B. A, da. Minus A plus B va fi 2. Și facem sistemul. A plus B egal cu minus 1. Și
și minus A plus B va fi egal cu 2. Ne adunăm. 2B va fi egal cu 1. Atunci B egal cu 1 pe 2. A egal cu minus 1 minus 1 pe 2. Minus 2 minus 1 pe 2 egal cu minus 3 pe 2. Bun. Un polinomiu f, f împărțit la x minus 1, dă restul 2. F împărțit la x plus 1, dă restul minus 1. F împărțit la x plus 3, dă restul 5. Care este restul împărțit lui f la x minus 1 pentru x plus 1 pentru x plus 3? F împărțit la x minus 1 pentru x plus 1 pentru x plus 3. Cât este restul? Păi dacă f egal cu x minus 1 plus c1 plus 2 și f egal cu x plus 1 plus c2 plus minus 1 f egal cu x plus 3 ori c3 plus 5 le egalăm, scăpăm de cât? Deci fiind acele adevărate pentru orice x, ele vor fi adevărate și pentru niște valori al lui x particulare pe care le dai tu, da? Da. Adică? Pentru x egal cu 1. Da. Avem că f de 1. F de 1 va fi 2. 2. Pentru x egal cu minus 1. Da. F de minus 1 va fi minus 1. Așa. Pentru f de minus 3. Da. Restul va fi 5. Corect. F de 3. Eu te întreb, restul împărțirea celuia la produsul ăla. La produsul 2? Nu, la produsul x minus 1 pentru x pătrat plus 3. Da. Păi să facem cumva să avem aici mulțire. Nu, dacă împarți la ăla, cât va fi restul? De ce grad va fi restul? Nu, gradul 3. A. Tu împarți la x, nu, gradul 2. A. Când împarți la x minus 1 pe x plus 1, pe x plus 3, împărțitorul e gradul, dacă împărțitorul e de gradul 3, restul va fi de gradul 2. Cu o unitate da. Față de, altfel nu merge acolo, nu? Da. Deci, scrie teorema împărțirii cu rest în cazul al patrulea, când îmi faci împărțire. Trebuia să lași acelea, da, am spus. Scrie încă o dată. Scrie încă o dată. F de... F de 1. Da, egal cu 2. Egal cu 2. F de minus 1 egal cu minus 1, nu? Da. Așa, și F de 3 egal cu 5. Așa. Bun. Și acum? F egal cu x minus 1 ori cu... F egal cu x minus 1 egal cu x minus 1 pentru x plus 1. X plus 3. Ori un c de x plus, important, restul. Rest. Care îl zici, cine este restul? 2. Nu? Este un polinom de gradul 2. Polinom de gradul 2. Plus ax pătrat plus bx plus c. C de x plus ax pătrat plus bx plus, plus c. Da? Deci restul este un polinom de gradul 2. Pentru că împărțitorul e de gradul 3. Și în relația asta ai voie să faci pe x cât vrei tu. Hai să-l faci pe x egal cu 1 mai întâi. Da. Pentru x egal cu 1,
ai 0. Da, 0. Și atunci ai luat 0, astfel la asta. Da, și c de x e 0. C de x e 0, atunci unde ai x pătrat? A, nu, păi x e 1. A. A plus b plus c. A plus b plus c. Pentru x egal cu 1. Da. Faci pe x cât acum? X egal cu... Dar f de 1 cât este? F de 1 egal cu 2. Deci egal mai departe, continuă egal cu 2. Apoi x egal cu minus 1. Da. Aici f de minus 1 egal cu minus 2 ori 0. Și atunci toată asta să fie iar 0. Și avem a minus b plus c. Egal cu minus 1. Egal cu minus 1. Pentru 3. Da. 2 ori 4 ori 9 ori c de x. Păi plus... de ce ori c de x? A, ori... Nu pentru x egal cu 3, pentru x egal cu minus 3. Păi tu pe minus 3 era, că e x plus 3 egal cu 0, minus 3. Și trebuie să reducă ceva pe aici, nu? Nu, păi îți face tot 0. Ha. F de minus 3 aici va fi minus 4, ori, da, așa și tot 0. Din cauza că e minus 3 plus 3. Da, egal cu minus 9a, nu, 9a. 9a. Minus 3b. Așa. Plus c egal cu 5. Egal cu 5. Păi iată, ai un sistem de 3 cu 3. Da? A plus B plus C egal cu... B plus C egal cu 2. A minus B plus C egal cu minus 1. Și 9A minus 3B plus C egal cu 5. Am putea să luăm primele două, să-i reduce B-ul. Rămân 2A plus 2C egal cu... 1. Tu faci pe 2. A plus A C. A plus C egal cu 1 pe 2. Da. Și nu că e aici. Și, nu. A. Și mai formez din nou cu aceeași idee. Tot e alte două ecuații, reduci tot pe același B. A. Ca să rămân la ultimele două. Da. Și eu mulțesc mai cu 3. Da. Și ar veni 3. Cu minus 3. Minus 3, da. Minus 3a plus 3b minus 3c egal cu 3 și avem 9a minus 3b plus c egal cu 5. Ne adunăm și avem 6a și c-ul și... Nu, plus 2, plus minus 2, 2c. Minus 2c egal cu 8, împărțim prin 2 și avem 3a minus c egal cu 4. Deci A plus C egal cu 1 pe 2 și 3A minus C egal cu 4. Iar și ai un sistem în A și C, totul merge de acolo, da? 2, 6 pe 2, 1 pe 3. Așa. 6 l-ai aflat pe A și pe B și pe C. Ce a fost interesant aici? Interesant a fost faptul că ai aplicat teorema lui Bezu. Restul împărțim un polinom pe x minus a e valoarea polinomului în punct. Da. Și atunci ai zis că restul 2 este f de 1. De fapt, de aici vine. Scrie teorema împărțirii cu restul, particularizez. Nu? Și odată aflându-le acestea, eu ți-am cerut restul împărțirii lui f la x minus 1 pentru x plus 1 pentru x plus 3. Aveai ideea să zici că e egal cu produsul resturilor. Îți vine în minte o trăsnaie de asta. Da? Dar câtă vreme restul este un polinom de gradul 2, nu? Când împărțitorul este de gradul 3, restul este de gradul 2. El e necunoscut. A x pătrat plus b x plus c. Și scriind teorema împărțirii cu rest, particularizând pentru fiecare din variantele acestea produsului să fie 0, faci f de minus 1, f de minus 3 și știi cât fac astea, da. Și te duci la un sistem de 3 cuvăță cu nenele necunoscute. Deci este un exercițiu interesant ca model lucru.
Așadar, ne oprim aici. La revedere, dragilor. Dorim să nu am întreb ceva, că nu-ți răspund. Am luat de frică, Diana.